seara, ți prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. După o perioadă destul de lungă, îl avem din nou în studiul nostru pe domnul conferențiar universitar dr. Ciprian Terinte, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București și pastor la Biserica Creștină Penticostală Vestea Bună din București. Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Iată-ne că după o perioadă care, aș spune, a spune, ne-a dat de cap tuturor și dumneavoastră și nouă și multor alte, Dumnezeu a făcut ca aproape după un an de zile să fim din nou împreună în seara aceasta la o nouă emisiune. Mă bucur că putem sta de vorbă și în seara aceasta, așa cum obișnuim în cadrul acestei emisiuni, vom dezbate o temă practică a vieții de creștin și anume despre relația cu idoli, cu tot ce înseamnă obiecte, să spunem, unelte și tot felul de alte activități care, la un moment dat, îl pot înlocui pe Dumnezeu. Vom trata problema aceasta a idolatrii privind din Epoca în care trăim, bineînțeles, uitându-ne puțin și în trecut pentru a avea o înțelegere, să spunem, de plină a ceea ce înseamnă idolatria, ce însemna pe vremea poporului evreu, da? cum vede Dumnezeu practica aceasta a închinei la, la orice altceva în afară de El, și apoi, bineînțeles, vedem cum ne situăm noi astăzi, care sunt provocările noastre, ce putem face, cum putem face față și mai mult. Dacă sunt soluții pentru a scăpa de asemenea practici pe care câteodată uh, le facem fără să ne dăm seama. În primul rând, haideți să o luăm așa cu începutul. Uh, dacă ar fi să dăm o definiție a de ceea ce înseamnă idolatria, ce a însemnat uh, în istoria, să spunem, poporului evreu și ce putem înțelege prin uh, închinarea la idole. Da, pentru a ne contura cât mai bine. Problematica idolatriei, cred că este necesară o uh, definiție, fie și generală, pentru început, a idolului. Ce este idolul? Dacă ne uităm în scripturile Vechiului Testament, mai cu seamă, și apoi și în scripturile Noului Testament, putem defini idolul ca fiind uh, acel uh, lucru, aspect din viață sau persoană în care, care face obiectul încrederii noastre înlocuindu-L pe Dumnezeu și pe care îl prețuim mai mult decât pe Dumnezeu. Desigur, această definiție consider că necesită niște explicații suplimentare, pentru că atunci când spunem că idolul este un lucru, spuneam, un aspect din viață, o persoană pe care le prețuim mai mult decât pe Dumnezeu, sigur, fiecare autoexaminându-ne la modul declarativ, spunem: Nu, eu nu prețuiesc pe nimeni mai mult decât pe Dumnezeu, nu iubesc pe nimeni mai mult decât pe Dumnezeu, nu pun încrederea în nimeni și în nimic uh, altceva decât în Dumnezeu. Și uh, de aceea spuneam că este necesară uh, suplimentarea acestei uh, definiții cu cel puțin, aș spune eu, cel puțin două uh, explicații suplimentare, și anume: uh, ca să vedem care sunt idolii din viețile noastre, cred că trebuie să ne punem prima dată întrebarea care este acel lucru din viață, acea persoană, acel aspect din viață pentru care, sau de dragul căruia, ni se întâmplă să încălcăm voia divină. Vedeți, declarativ spuneam, da, toată lumea îl prețuiește, creștinii trăitori mă refer, îl prețuiesc pe Dumnezeu, dar fiecare recunoaștem că avem Greșelile noastre, lacunele noastre spirituale, avem momentele noastre de derapaj spiritual. Și atunci, o întrebare care ne-ar ajuta să identificăm idolii din viețile noastre ar fi aceasta. Pentru cine sau pentru ce ni se întâmplă să încălcăm principiile Cuvântului lui Dumnezeu? Și atunci s-ar putea să identificăm mult mai ușor care este uh, idolul. Personal sau idolii personali. Dacă, de pildă, obișnuim să încălcăm voia divină în materie de etică financiară sau economică, atunci s-ar putea ca idolul vieții noastre să fie siguranța financiară sau poate dorința de acumulare, averea, achiziția să fie idolul nostru, nu neapărat banul în sine, ci achiziția poate. Dacă ni se întâmplă să încălcăm principiile biblice și poate chiar deontologia pentru avansarea profesională, atunci idolul nostru poate fi cariera. Deci, dacă ne punem întrebarea pentru cine ni se întâmplă să mai călcăm, sau pentru ce anume, pentru ce ideal, pentru ce scop ni se întâmplă să încălcăm voia divină sau principiile biblice, s-ar putea să ajungem mai direct, mai repede cu gândul la, la posibili idoli din viețele noastre. Și o altă întrebare pe care ne-am putea opune pentru a ne ajuta să identificăm acele lucruri despre care vorbeam în definiție este ce anume prețuim mai mult în viață sau ce captează cel mai ușor investițiile noastre, resursele noastre, unde merg cele mai multe dintre Resursele noastre. Și atunci, și acolo, s-ar putea să identificăm uh, potențiali idoli, de pildă dacă obișnuim să, uh, și mă refer aici uh, în mod deosebit la uh, un pericol care le pândește pe uh, Doamnele creștine. Dacă se investește foarte mult, de pildă, exagerat de mult în uh, garderobă. În aspectul exterior, atunci frumusețea fizică poate fi un idol căruia ne închinăm. Sigur, la modul declarativ, vedeți, spunem, nu frumusețea fizică nu este idolul meu că eu merg la biserică, mă închin. Dar dacă foarte multe dintre resursele mele merg într-acolo, atunci. Wow. E un idol. facem un act de, să spunem așa, de, de sinceritate noi față de noi înșine, în practic, fiecare față de propria persoană, pentru că fiecare dintre noi ar trebui să ne autoevaluăm la un moment dat. Sau dacă nu suntem în stare, măcar cineva dintre apropiați să ne tragă atenția când o lăm în lateral și să ne tragă de mânică în concreție, să ne spună că nu e bine ceea ce facem. Și de ce? Pentru că a spus foarte mult la modul declarativ. La modul declarativ, majoritatea, sau zic absolut, poate în totalitate, noi creștinii știm că nu ne închinăm unui obiect sau unei ființe unei... deci uh, relația aceasta dintre idol și închinare noi o vedem ca și cum uh, acest proces ar avea loc așa cum ne-am imaginat noi că l-aveau uh, uh, evreii în timpul uh, uh, Vechiului Testament în care efectiv se închinau aduceau o jerfe uh, practic era o închinare vizibilă. Îți dai seama că de fapt Statueta aceea care se chemea Bal sau știu asta Astartea sau orice altceva reprezenta un Dumnezeu făcut de mâna omului. Când vorbim despre închinarea la idol cam toți avem această percepție că ar trebui să facem ceva de genul acela astfel încât să putem spune că suntem închinători la idol. Dar ceea ce spune dumneavoastră și este foarte important pentru că este o graniță destul de, de fină. Atât de ușor se poate încălca este atunci când preocuparea noastră și asta ar trebui să ne da de gândit, și asta încercăm în seara aceasta: ca fiecare să ne uităm la noi înșine și să vedem dacă cumva există ceva atât de apropiat de noi, astfel încât să ne determine să încălcăm unul din principiile scrise în Cartea Sfântă, în Scriptură. Și aici să știți că, dacă ar fi să luăm, avem într-adevăr de, de lua niște măsuri. Pentru că aici, cu siguranță. Cădem foarte ușor. Nu, nu știu pe nimeni altcineva din apropiere sau n-am auzit de cineva că și-ar fi făcut o statuetă și asta e Dumnezeul meu sau uh, pietricica asta este noul meu Dumnezeu. Nu! Și toată lumea, în general, are o preocupare sau mai multe preocupări și atunci există această limită a preocupării și asupra alocării resurselor. Și aici vreau să discutăm uh, puțin despre alocarea resurselor. Ce înțelegem înțelege noi din punct de vedere a ceea ce Dumnezeu ne-a dat, că, până la urmă resursele noastre nu sunt de la noi înșine, și putem considera ca resursă. Cred că, în esență, pentru că, așa cum spuneați, într-adevăr, acea recuzită ritualică a vechilor popoare pe care le găsim descris în Sfintele Scripturi, ne poate induce în eroare cu privire la idolatrie, pentru că noi nu mai Practicăm, nu ne mai profesăm credința la fel de ritualic cum o făceau ei, sau oricum ritualurile noastre arată foarte diferit și atunci sigur este, dacă, dacă nu facem o transpunere foarte precisă, fidelă, în contemporaneitate a conceptului de idolatrie, suntem induși în eroare. Spunem da, așa cum precizați, noi nu avem această recuzită ritualică, nu folosim amulete și așa mai departe, statuete, idoli făcuți de mâna omenească și atunci nu ne facem vinovați de idolatrie. Dar, cred că, în esență, chestiunea idolatriei se reduce la problema încrederii. De aici pleacă tot. De aici pleacă și problema investițiilor, da, a resurselor și problema plăcerii și um, a pretențiilor pe care le emitem înaintea lui Dumnezeu atunci când avem un idol, pentru că se poate și să se întâmple și așa ceva, este o chestiune de încredere. Și anume, dacă ne uităm la vechiul popor Israel, când îl vedem derapând în idolatrie, la lecturarea textelor cu pricina, suntem de-a dreptul revoltați. Spune noi, cum se poate să vezi minunile lui Dumnezeu, să ai un Dumnezeu atât de minunat, care lucrează, care îți vorbește, care te eliberează miraculos, care îți asigură victoria militară împotriva unor dușmani, a unor inamici aparent invincibili și totuși să caze în idolatrie. Dar, pășind puțin în, în contextul lor, în teritoriul lor, vom înțelege faptul că, de obicei, derapajele în idolatrie se produceau la vremuri de ananghie, sub presiunea amenințărilor externe ale marilor puteri, care, ducând politici expansioniste, așa cum știm din istorie, încercau să-și anexeze tot felul de teritorii ale uh, țărișoarelor mai, mai mici. Și sigur că și statul uh, Israel, regatele, să spunem, regatele israelite, au făcut uh, obiectul uh, unor astfel de campanii expansioniste. Și sub această amenințare, sub presiunea acestei amenințări, evreii doreau să invoce ajutorul cuiva. Fie intrau în alianțe cu alte mari puteri, fie o altă posibilitate era să invoce, erau ispitiți, să invoce zeitățile, uh, zeitățile unor popoare pe care le considerau mai bine poziționate, mai bine situate din punctul de vedere al din punct de vedere militar, din punctul de vedere al politicii externe. Dom'le, uite, ăștia au scăpat de invazia asiriană, cărui cărei zeități i-au cerut ajutorul lui Moloch, să spune. atunci înseamnă că închinarea la Moloch este secretul uh, izbăvirii. Acum, uh, de aceea cred că cele mai uh, Uh, virulente, rechizitorii, cea mai viguroasă condamnare a idolatriei în Vechiul Testament, o găsim la profetul Ieremia. Aș da și un singur exemplu, Vă poate revenim și la alte exemple biblice. În Ieremia 2 cu 28 spune, unde sunt Dumnezeii tăi pe care ți-i ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot, să te scape în vremea nenorocirii. Vedeți presiunea aceasta, amenințarea. Da. Vremea nenorocirii. Căci câte cetăți ai, atâția Dumnezei ai, Iuda. Deci, sub presiunea acestei amenințări, Iuda caută um, protecția altor, altor divinități. Și atunci, idolatria se manifestă prin închinarea sau consacrarea resurselor pe care le au de la Dumnezeu cultelor păgâne. Aduc jertfe din ceea ce Dumnezeu le dă, din rodul pământului, din animalele pe care Dumnezeu li le-a dat, aduc jertfe acestor zei păgâni despre care credeau ei sau de la care se așteptau la eliberare și protecție împotriva marilor putere ale vremii. Venind în vremea noastră, repet, problema idolatriei în esență, este o chestiune de încredere. Nimeni nu investește, eu știu, nimeni nu investește exagerat într-un domeniu al vieții sau, eu știu, într-un aspect al existenței, decât dacă își pune încrederea în domeniul respectiv, în lucrul respectiv sau în persoana respectivă, ca la un moment dat. De acolo o să tragă niște foloase pe care, în mod normal, ar trebui să le aștepte de la Dumnezeu. Să luăm, spre exemplu, fericirea. Sunt persoane care caută frenetic da, fericirea în viață și care, să zicem, că și imaginează că um, un aspect exterior agreabil ar duce la fericire. Aceste persoane vor lua din, da, într-o măsură foarte mare, uh, Cantitate mare, să spunem, din resursele pe care Dumnezeu îi le dă și le va închina, le va consacra acestui cult al frumuseții. Sau cineva consideră că va fi fericit sau va avea, viața lui va avea sens dacă își asigură ascensiunea profesională. Și atunci, da, observați, viața are sens dacă îl slujim pe Dumnezeu, dacă rămânem în voia Divină, dacă suntem atașați de inima lui Dumnezeu. Fie că ne merge mai bine, fie că ne merge mai rău. Acesta este sensul vieții. Asemănarea cu Hristos, comuniunea cu Hristos, asemănarea cu El și săvârșirea lucrărilor lui Dumnezeu. Dar creștinul care alunică spre idolatrie se detașează ușor, ușor de aceste valori, se atașează de alte valori, cum ar fi, luam spre exemplu, ascensiunea profesională și atunci timpul său nu-i va mai ajunge timpul ca să meargă la biserică, să slujească, să se dăruiască timpul celor din jur. Fiind, timpul fiind o resursă foarte importantă? Timpul fiind o resursă, poate în zilele noastre și mai ales în orașele mari, ca cel în care noi locuim, poate este chiar cea mai prețioasă resursă pe care o avem la dispoziție. Și atunci, timpul care ar trebui în viața unui credincios, fidel, devotat, să meargă către slujire, el va fi investit în. Ascensionarea profesională. Prin trecerea de ore suplimentare la locul de muncă, prin ducerea activității profesionale în viața domestică, angajatul merge acasă, dar își duce toate hârtiile cu el și laptopul și așa mai departe, deci nu mai are viață privată, viață familială, se trezește la un moment dat că începe să poate să dea sau începe să um, își măgulească șefii sau începe să-și tensioneze relațiile cu colegii din cauza rivalității în care se găsește cu alți colegi, <fie> cu care rivalizează pentru ocuparea unei anumite poziții. Și în felul acesta, resursele lui emoționale care ar fi trebuit consacrate slujirii, ajutării, îmbărbătării altora, Colegilor sau altor credincioși. Acestea sunt doar două exemple, exemplele pot continua, dar sunt două exemple ale felului în care resursele noastre pot fi canalizate către idoli idol contemporani. Apropo de încredere și de resurse, cred că o lecție dificilă pe care fiecare dintre noi o avem de învățat de-a lungul vieții este dependența de Dumnezeu. În calitatea de copii a lui Dumnezeu, de oameni uh, care uh, suntem, să spunem, născuți din nou și care am acceptat uh, dragostea lui Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mănituitor, din momentul acela încercăm, sau uh, mai bine zis Dumnezeu, dorește să ne învețe ascultarea și dependența de, uh, de El. Aici este o lecție dură pe care câteodată o luăm, să spunem așa, și uh, fiecare avem... Uh, Uh, propriile noastre experiențe, uh, e o temă destul de dificilă. Uh, tema aceasta a de dependenței, mai ales că omenește, uitându-ne la firea noastră, vom suntem tentați întotdeauna să ne asigurăm noi ziua de mâine. Și chiar atunci când se întâmplă ceva miraculos, și uh, dacă mi-aduc aminte de momentul în care poporul evreu este scos din țara Egiptului, și într o perioadă Moise lipsește din mijlocul lor, ei atribuie această mare lucrare de a fi scoși de sub robia Egiptului unui vițel de aur. Aveau nevoie de cineva reprezentativ ca și, ca și Dumnezeu. Își seama că nu era o lucrare făcută de mână proprie, de mâna unui om, nici măcar de meritilor, lor, dar ei atribuia unui, bineînțeles, unui Dumnezeu fals, în, ce anume de vițelul acela de aur. De, uh, firea noastră omenească întotdeauna încearcă să-și găsească locul și să-și asigure oarecum ziua de mâine, resursele de mâine, prin forțele proprii și ignorând, a spune, ceea ce înseamnă lecția aceasta a dependenței. Și Dumnezeu asta vrea să ne învețe. Și acum venim la, la problema noastră contemporană. Uh, clar, desfășurarea activităților noastre de zi cu zi diferă foarte mult de ceea ce se întâmpla în trecut iar atribuirea aceasta a încrederii începe în primul rând și uh, încă din primele să spunem uh, zile de școală de grădiniță pe, uh, modul în care începem să uh, fim competitivi la școală la, la facultate și chiar la uh, la servici. Suntem educați că întotdeauna trebuie să Facem tot ce putem astfel încât să dedicăm tot ce avem mai bun, timpul nostru, resursele noastre și să ne asigurăm ziua de mâine, resursele de mâine. Și aici, probabil, devine și dorința de a avea mai mulți bani, și dorința de a arăta mai bine, și dorința de a urca mai sus, pentru că, odată cu asigurarea aceasta îți asigură statutul. Și asta vreau să vorbim puțin despre uh, statutul omului care, fără să-și dea seama, Face din asta prioritatea numărul unu, din care și asta. În primul rând, doresc să ai o poziție mai bună, să fii mm. mai respectat de colegi, să arăți mai bine, să fii, uh, să spunem, bine îmbrăcat, uh, să ai tot ce trebuie la dispoziție, mașină dacă se poate, uh, lucruri de calitate, astfel încât să, să dai bine uh, și în afară. De asemenea, să fii respectat cauți respectul celor din jur, pentru că știind că fiind respectat, îți poți, să spunem, oarecum impune mai ușor ideile, ceea ce zici tu că ar putea influența viețile altora. Da? Și pornind de la lucrul acesta, societatea între timp a pregătit contextul pentru această tendință, care de fapt e o tendință de foarte mult ani. Încă de la căderea unui păcat, dorința aceasta de a fi cineva, cred că întotdeauna a existat și va exista până va veni Domnul Hristos. De, numai că contextul în care trăim acum este mult mai adaptat în a dezvolta, a face ca această tendință din potrivă să devină o dorință fierbinte, să faci tot ce se poate, să te trezești cu ideea aceasta dimineața, să te duci la culcare cu această idee. Și anume... Haideți să luăm așa, în primul rând, pentru că mulți tineri ne și urmăresc. Vă dau un exemplu practic, dintr-un vorbim lucruri practice acum. Vorbim despre locul de muncă. Și dumneavoastră aveți în biserică și mai ales interacționați cu tineri care sunt, în general, corporatești. Și aici, acolo, acolo, să știți, este o vorbă care se spune sky is the limit. În momentul în care intri într-o asemenea organizație, ți se dau niște unelte, ești pregătit astfel încât se spune că dacă vrei și faci tot ce se poate și ține de tine și lucrezi și dai tot din tine, ai șanse să ajungi în an de zile poate cel mai important din respectiva companie. Și aici e ușor de prins pe fiecare dintre noi, mai ales dacă vin într o situație familială cu copii mulți. Dacă când erai mic poate n-ai avut toate resursele. De obicei, Astea sunt primele victime. Aici, cum se spune, vorbesc și din propria experiență, ca să nu cadă cineva că inventez. Da? îți dorești niște lucruri în copilărie, familia nu le-a nu le putut obține. În momentul în care ajungi pe o direcție dintre aceasta, oarecum validată de alții de dinaintea ta, încerci să urmești paze. Și vreau să vă spun următorul lucru. Vorbind de copii, zicem noi, duși la binecuvântare copii, crescuți în biserică, copii, tineri, adolescenți, care obișnuiau să, să fie foarte activi în biserică. În momentul în care intră pe, pe un asemenea făgaș, Primul lucru pe care îi observați dumneavoastră, ca păstor, ca lucrător este că vin mai rar. Și când vin mai rar, nu se mai implică sau stau undeva în lateral. Și aici avem o problemă, următoarea problemă. Cum vedeți dumneavoastră dorința aceasta, pur și simplu omenească, de a-ți asigura traiul de mâine, cu alocarea timpului? Pentru că, într-adevăr, dacă urmezi pașii pe care compania ți-i ți aduce, automat uh, timp nu vei mai avea. Și mai ales, și dacă vei avea timp vei pleca de acasă. Spunea un tot unul, spunea cineva, unul dintre colegi, la un moment dat, când vin la serviciu, de probleme de acasă. Dacă nu duc acasă, nu de probleme de la serviciu. Da, da, așa este. Așa este. Foarte mulți tineri din generația noastră se găsesc în această dificultate, trăiesc această sfârșiere lăuntrică între dorința de a sluji pe Dumnezeu și exigențele uh, profesionale la care sunt supuși în mediul uh, corporatist. Uh, să începem cu începutul, uh, zic eu, omul este ființa creată de Dumnezeu pentru comuniune cu Dumnezeu. Este singura ființă, dintre toate făpturile create de Dumnezeu, singura ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asta înseamnă capabilă să intre în comuniune cu Dumnezeu, făcută de Dumnezeu din prea plinul iubirii sale pentru a avea comuniune cu el. Și ce s-a întâmplat la uh, căderea omului în păcat, uh, odată cu producerea, cu comiterea păcatului originar, așa cum îl numim noi, este tocmai compromiterea acestei, uh, acestei relații. Tocmai uh, întreruperea acestei relații prin abaterea omului. Și pentru că vorbeam despre încredere, cred că e necesar să spunem și aici că și acolo a fost o chestiune de încredere. Da, pentru că Dumnezeu i-a interzis omului să se înfrupte din acel fruct oprit, nu pentru că Dumnezeu ar fi fost capricios, ci pentru că încă nu era vremea. Părinții bisericii comentând acele texte din Geneza spun: Dumnezeu oricum mai târziu, când omul ar fi fost suficient de matur prin comuniune cu Dumnezeu, oricum i-ar fi permis accesul la omul cunoașterii binelui și răului. Dar omul nevârstnic la îndemnul celui rău a încercat o scurtătură. Ne, ne ajută foarte mult această chestiune pentru că este o ispită cu care ne confruntăm la fiecare pas. Diavolul îi, spune, îi propune atunci omului în grădina Edenului să mănânce pentru că negreșit, spune el, nu vei muri. Dumnezeu a spus că vei muri. Negreșit. Nu vei muri, ci Dumnezeu știe că veți fi ca el, adică veți fi Um, autosuficienți, nu veți avea nevoie de nimeni, apropo de uh, dependența de sau, independența. sau independența față de Dumnezeu. Și din momentul acela, da, odată cu căderea în păcat, noi spunem că uh, păcatul, natura păcătoasă ne-a fost uh, injectată, inoculată, s-a insinuat în firea noastră omenească. Ce se întâmplă? În fiecare zi, în fiecare clipă, omul tinde să se comporte ca o ființă independentă, să nege dependența de o altă persoană, cum ar fi Dumnezeu. De aceea, efortul credinciosului, încununat de succes, datorită harului pe care el îl găsește în Hristos, prin Duhul Sfânt, efortul creștinului este acela de a asculta mereu și mereu de Dumnezeu, de a reveni la Comuniunea pierdută cu Dumnezeu. Că, de fapt, acesta este celul Planului Divin readucerea întregii creații la o părtășie deplină cu sine. Asta vrea Dumnezeu. Acesta este planul de mântuire al lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuirea, revenirea în comuniunea nemijlocită cu, cu Dumnezeu. Hey, spuneam, din cauza păcatului original, din cauza insinuării rebeliunii, ca să folosim și alți termeni pentru natura păcătoasă, că de fapt asta s-a Insinuat în noi, rebeliunea față de Dumnezeu, încercarea de a găsi surogate, înlocuitori pentru Dumnezeu. Da? Și unul dintre aceste uh, surogate este realizarea profesională pentru care mediul corporatist într-adevăr creează un, uh, un spațiu propice. Acum, spuneați că uh, tinerii creștini se găsesc în această sfârșierele untrică, eu știu, această schismă interioară între realizarea profesională și slujirea lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să știm este că pe calea credinței, pe calea slujirii lui Dumnezeu, pe calea comuniunii cu Hristos, pentru că asta este șansa noastră de a reveni în părtășie de plină și nemijlocită cu Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Da, prin crucea Domnului, prin învierea Domnului și prezența Duhului Sfânt în credincios, putem reintra în comuniune cu Dumnezeu. Da? Ca o paranteză, aceasta este și semnificația acelui uh, uh, eveniment care se petrece la moartea Domnului Hristos când perdeaua din dinăuntru Templului, care despățea locul sfânt de locul prea sfânt, se rupe odată cu. Uh, Moartea Domnului Hristos, moartea sacrificială și uh, substitutivă a Domnului Hristos, prin aceasta Dumnezeu ne arată că prin jertfa ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos putem intra într-o comuniune cu El care nu a fost posibilă până la jertfa Domnului Hristos. Deci comuniunea cu Dumnezeu se poate reface, intră într-o nouă eră prin Domnul Hristos și prin uh, prezența Duhului Sfânt. Dar revenind la, la subiectul nostru, Trebuie știut faptul că pe această cale um, ascendentă a revenirii la părtășia strânsă cu Dumnezeu se poartă ceea ce Domnul Hristos numea cruce. Trebuie plătit un preț. Peste tot în Noul Testament când se vorbește despre ucenicie găsim și această noțiune de jertfă, de preț. Așa cum Domnul Hristos um, s-a adus ca jertfă pe sine noi înșine, ca să urmăm, ca să călcăm pe urmele Domnului nostru Isus Hristos către părtășia de plină cu Tatăl, adică spre mântuire, trebuie să plătim un preț. Calea urmării lui Hristos nu este posibil de parcurs decât prin jertfă, prin cruce. Și mai exact la ce mă refer? La un moment dat, când simțim că slujirea lui Dumnezeu, și ascensiunea profesională intră în coliziune, când simțim că um, ascensiunea profesională, realizarea profesională, rivalizează cu atașamentul nostru față de Dumnezeu, va trebui să renunțăm la ceva și este de dorit, chemarea lui Dumnezeu este să ne lepădăm de noi înșine. Dar ce înseamnă lepădare de noi înșine, sau cum o numea foarte frumos uh, uh, C.S. Lewis, Desfacerea de noi înșine. S-ar putea ca de anumite lucruri în viața să trebuiască să ne desfacem. Și s-ar putea ca, la un moment dat, un astfel de tânăr creștin corporatist care vede că nu mai are timp pentru părtășia lui cu Dumnezeu, pentru că acesta este începutul: părtășia personală cu Dumnezeu, când nu mai avem timp de părtășie personală cu Dumnezeu, când nu ne mai putem, dacă este și familist, când nu-și mai poate aduce familia în prezența lui Dumnezeu, da? să aibă comuniune cu Dumnezeu în familie, să-și ducă familia la biserică, când nu-și mai poate folosi înzestrările cu care a fost hăruit de Dumnezeu în slujirea lui Dumnezeu, atunci el trebuie să știe că aceste două mari valori din viața lui, slujirea lui Dumnezeu și valoarea net inferioară a realizării profesionale, au intrat în coliziune și el va trebui să aleagă. Iar renunțarea sau oprirea la un anumit nivel profesional s-ar putea să fie prețul pe care el trebuie să-l plătească pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Asta în cazul în care cele două uh, intră în, uh, în coliziune. Uh, lucrul acesta se, se face atât de greu câteodată încât Domnul Isus Hristos vorbea alegoric în felul următor, despre tocmai despre aceste lucruri pe care trebuie să le pădăm. Și spunea, dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, sau te desparte de Dumnezeu, că unii dintre noi poate spune, nu, serviciu, nu mă face să cad în păcat, nici nu mi dă pace să-L slujesc pe Dumnezeu, da, de la un anumit, eu știu, într-un anumit context, dar nu mă face să cad în păcat. Ba da, a cădea în păcat acolo înseamnă a te despărți de Dumnezeu, a te răci față de Dumnezeu. A te îndepărta de Dumnezeu. Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat să te desparte de Dumnezeu, spune, stai o de la tine. Da. Mâna dreaptă este mâna pentru majoritatea populației da, umane, este mâna de care ne folosim, pentru că cei mai mulți suntem dreptaci, de care ne folosim cel mai mult. Și Domnul spune, renunță la ceea ce ți se pare cel mai util. Dacă asta te face să te îndepărtezi. De Dumnezeu, dacă asta te, te îndepărtează de împărăția lui Dumnezeu, dacă ochiul tău, spune, da, cine nu prețuiește vederea, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat sau te desparte de Dumnezeu, te îndepărtează de Dumnezeu, îndepărtează de la tine. Este mult mai bine să intri, zice domnul Ciung sau Orb, sau în împărăția lui Dumnezeu, decât să ai ambele mâini sau ambii ochi și să te îndepărtezi de Dumnezeu. Să ajungi în, Locul de chin veșnic sau să-ți pierzi răsplătirile dumnezeiești. Așadar, cred că trebuie fiecare dintre noi să avem atenția spirituală încordată, să avem acest discernământ, să vedem când ascensiunea profesională intră în coliziune, când impietează asupra loialității noastre față de Domnul, că se poate și lucrul ăsta. Sper să, să reușesc să ajung și la o situație nou-testamentară, foarte grăitoare, foarte pilduitoare în, în această privință, dar se poate ca, pentru ascensiunea noastră profesională, chiar să-i fim neloiali Domnului. Așa cum spuneam în scurte cuvinte la începutul discuției noastre. Dar, chiar dacă nu încălcăm noi ceea ce numim principiile sau etica creștină, s-ar putea ca acest vis, acest ideal să ne rupă de comuniunea cu Dumnezeu, de slujirea lui Dumnezeu să ne îndepărteze de ceea ce noi numim generic voia divină. Da? Care este, care trebuie să reprezinte centrul nostru de interes. Da? Voia, împlinirea voiei divine trebuie să fie centrul de interes al oricărui creștin uh, trăitor. Și pentru aceasta trebuie să renunțe la tot ceea ce îi stă în cale. Așa este... Uh... Am întrebat asta pentru că este un caz foarte cunoscut și prezent în comunitățile noastre și observăm asta cu ochii noștri, uh, mai ales acum în perioada aceasta uh, de pandemie, se observă că oamenii încearcă să-și păstreze locul de muncă și fac tot ce se poate ca să și îl păstreze. Și atunci renunță și cred că cel mai ușor pentru unii de renunțat la, exact la timpul acesta petrecut în rugire cu, cu Domnul. Uh, o altă provocare pe care o vedem astăzi și în zilele noastre și uh, trebuie să discutăm puțin și despre uh, prezența aceasta virtuală, spațiul acesta în care uh, suntem atrași cu toții, toți suntem utilizatori al uh, resurselor acestea online uh, și la un moment dat uh, sunt oameni, sunt între ai noștri care și mai mult s-a accentuat acum perioada aceasta pandemie este prezența inclusiv în, în zona, să spunem, ecleziastică a prezenței, a părtășii în, în spațiu virtual, în, în internet. Și aici aș adăuga inclusiv uh, utilizarea social media, tot ce înseamnă aplicații dintre acestea de socializare online. Uh, și aici iar aduc poate pe cei mai afectați în, în față, tinerii, copiii care ajung, deși să fie poate în același timp într-un grup, într-o sală, ei nu se pot despărți de, de comunitatea online. Adică, practic, efectiv, stau cu telefonul în față, deși lângă el este o persoană sau poate chiar mai multe. Ceea ce se întâmplă ca și efect uh, imediat este că, până la urmă, oamenii ajung să trăiască atât de dependenți, uh, să nu mai poată să se deconecteze. Uh, și ar cum se vede lucrul acesta? Foarte ușor este în momentul în care ajungi într-o într zonă unde nu ai semnal sau unde nu ai internet, sau într-o zonă în care uh, nu ai voie cu telefonul. Se vede o agitație, o stare de neliniște și uh, te vezi cu cum pierdut, deconectat și în nesiguranță. Cum vedeți lucrul acesta? Da, subiectul este foarte binevenit în discuția noastră. El intră oarecum și în perimetrul a ceea ce discutam mai la începutul dezbaterii despre alocarea resurselor. Și acesta este un domeniu care poate consuma foarte mult din acea resursă despre care spuneam că este poate cea mai prețioasă, și anume timpul nostru. Poate și sigur, mulți tineri creștini spun, da, petrec mult timp pe social media, dar nu accesez neapărat site-uri obscene și așa mai departe. Nu murdăresc mintea cu tot felul de imagini, dar ea prezintă o formă de idolatrie pentru că consumă această resursă pe care o avem de la Dumnezeu, și pe care, în loc să o închinăm Comuniunii noastre cu Dumnezeu sau slujirii, noi o închinăm acestui spațiu virtual, acestor comunități virtuale, care nu ne îmbogățesc cu nimic. Asta trebuie să știm. Dar aș aduce în discuție o, o situație nou-testamentară care ne ajută să înțelegem. Mai bine gravitatea acestei situații. Pentru că noi, când, când, chiar când spunem că pierdem timpul pe social media, zicem, domnule, da, dar oricum trebuie să ne și relaxăm, doar nu să fim întotdeauna, eu știu, înșurubați într-o idee teologică acolo pe care să o urmărim, este obositoare și reflexia teologică, biblică sau spirituală, mai trebuie să ne și deconectăm și este adevărat. Dar, Situația nou testamentară care ne va ajuta foarte mult să transpunem în contemporaneitate pericolul idolatriei este aceea creștinilor corinteni, situație pe care Apostolul Pavel o abordează în 1 Corinteni, capitolul 10. Este vorba despre participarea unor elite, din, elite economice sau socioeconomice din biserica din Corint la niște Banchete, să le numim, niște banchete păgâne. Nu este vorba despre consumarea cărnii rămase de la jertfe. Pe aia, subiectul acesta, Pavel îl clarifică, să zicem, în capitolul 8, capitolele 8 și 9. În capitolul 10, din 1 Corinteni, este vorba despre participarea lor chiar la niște um, banchete, la niște mese, la niște ospețe închinate idolilor. La ce se gândeau creștinii corinteni? Cu ce mentalitate, cu ce... Uh, justificare mergeau acolo, Apostolul Pavel îi și citează pe acești creștini. După ce spune în 1 Corinteni 10 cu 14, prea să fugiți de închinarea la idoli, acum spune în felul următor, da? un idol mai departe în text, este tot una cu nimic. Și Asta era sloganul Corintean. Un idol e tot una cu nimic, adică este inexistent. Noi știm foarte bine despre deosebirea de neamurile idolatre, necunoscătoare de Dumnezeu. Noi știm că idolul nu există. Nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeul uh, Scripturii care ni s-a revelat în persoana Domnului Hristos și atunci dacă merg la banchetul acela, nu mă afectează cu nimic. Ne sună oarecum familiar. Exact. Nu? Uh, uh. Numai că Apostolul Pavel spune în felul următor. Ceea ce Jertfesc neamurile acolo, păgânii, jertfesc demonilor. Și tu, creștin fiind, mergând acolo, prin simpla prezență, prin simpla prezență ei parte la o comuniune cu demonii. Da, Aici e, era o discuție de părinților, da. cu uh, copiilor, cu părinții care erau invitați, copiii, pe nu știu la ce. Știți? Da, da, pentru că se încearcă o echivalare foarte exactă a celor două uh, situații. Dar, dar dacă, dacă aplicarea acestui text s-ar rezuma la prezența creștinilor, eu știu, la nuți botezuri, exact. cumătrii, ar fi, ar fi foarte ușor. Acolo nu te duci. Da? Să zicem. E, e, e ușor de refuzat. Dar păcatul acesta este mult mai subtil. Ispita aceasta este mult mai subtilă. De ce mergeau elitele corintene la aceste banchete? Aminteați mai, mai devreme și am ocolit oarecum subiectul statutul. Dorința de a acumula respect, da, valoare în ochii celor din jur. Aceste elite corintene s-ar părea că gândeau în felul următor: dacă nu merg la acest banchet, pentru că acele erau, de fapt, niște, ca niște cine de afaceri, să spunem. Acolo se închegau relațiile cu cei cu care urmai să faci afaceri, cei care te recunoșteau ca membru uh, al comunității lor elitiste, intrai în cercurile în care trebuie, intrai în lumea bună prin aceste banchete. Dar întotdeauna la astfel de banchete erau invocate divinități uh, greco-romane pentru că societatea respectivă era într-adevăr politeistă, dar foarte religioasă și se credea că... Um, ajutorul, binecuvântarea divinităților este absolut necesară, este indispensabilă pentru ca ceea ce urmează să se deruleze în condiții optime. O afacere, o călătorie pe mare, un meșteșug și așa mai departe, toate acestea aveau zeitățile care le patronau. Orașul avea zeitățile lui, zeități poliade. Și atunci, în contextul acestor banchete, erau invocate divinități. Creștinul spunea zeul este tot una cu nimic, nu, nu contează că merg eu acolo la acea uh, comuniune. Da, spune Apostolul Pavel. Dar, prin faptul că ai fost acolo, te-ai integrat în acel cerc, în acel grup social, da, ai luat parte la această închinare, într-adevăr, idolul nu există. Dar neamurile jertfesc demonilor. Și acum revin la întrebarea cu care, cu care începeam. Care este aspectul, lucrul, preocuparea care ne face să încălcăm voia divină sau să-i alocăm resurse pe care ar trebui să-i le alocăm lui Dumnezeu? Iată un exemplu, da? social media. Și noi spunem, da, acum și dacă am pierdut un pic mai mult timp, vine seara, mă rog, înainte de culcare îmi cer iertare de la Dumnezeu și se rezolvă repede, Dumnezeu șterge cu buretele. Apostolul Pavel spune, este mult mai mult decât atât. Nu este o simplă. Um, un simplu. un management defectuos al timpului. Este. poate deveni comuniune cu demonii. Um, deci nu este doar o simplă pierdere, pierdere de vreme. Lucrul pentru care l-am neglijat pe Dumnezeu, în cazul lor, era statutul, afacerea, respectul. Da? apartenența la un grup social, cum este uneori și pentru noi, da? Motivul pentru care acestea pot fi motive pentru care să, să zăbovim prea mult pe, pe rețelele de socializare. Lucrul pentru care um, deturnez resursele lui Dumnezeu sau încalc voia lui Dumnezeu sau intru în comuniuni, în relații nepermise, lucrul pentru care încalc voia lui Dumnezeu sau consum, risipesc resursele lui Dumnezeu, acela este idolul meu. Iar, da, din acest punct de vedere, observa, social media poate deveni um, un mediu idolatru, pentru că uh, consacrăm acolo, jertfim acolo o resursă care îi se cuvine lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel este foarte um, radical, foarte direct în această privință. Nu este un mic eșec. Nu este un mic derapaj care se, rep se repară da, foarte repede la rugăciunea de seară. Este o comuniune cu demonii. Și, și Apostolul spune, nu puteți intra și în părtășie cu Dumnezeu și în comuniune cu demonii. Pentru că, spune în finalul textului, sau vrem noi să întărtăm pe Domnul la gelozie. Avem aici o, o, o metaforă maritală, preluată din Vechiul Testament. Așa cum nu poți să ai comuniune fizică, Da și cu soția și cu altă femeie și totuși să fii fidel, la fel spune, nu puteți fi în părtășie și cu Dumnezeu și cu demonii și să fiți ai Domnului. Da? Deci, păcatul acesta, spune Apostolul Pavel, este deosebit de grav. Comuniunea cu demonii este o infidelitate, hai să-i spunem, da, asemănătoare, poate chiar mai gravă, asemănătoare cu, cu infidelitatea maritală, este o infidelitate în relația cu, cu Dumnezeu. Um, și aș încheia cu, cu ceea ce spune uh, C.S. Lewis. Apropo de, de eu știu uh, încercarea noastră de a uh, diminua sentimentul vinovăției, de a uh, banaliza astfel de mici abateri spunem, le, le rectificăm pe parcurs eu știu, ne cerem iertare de la Dumnezeu uh, C.S. Lewis spunea în felul următor Orice astfel de abatere devine un um, teren spiritual pierdut, sau în urma unor astfel de abateri, pierdem teren spiritual de pe care diavolul va lansa atacuri ulterioare pe care altfel nu le-ar fi putut lansa. Deci este un teren pierdut. Nu este doar un mic derapaj pe care îl rectificăm seara sau... Este un teren pierdut. De acolo, vrăjmașul, spune C.S. Luis, este ca un, ca, un, ca un pod pierdut. C.S. Luis fiind uh, veteran al Primului Război Mondial, spune, este ca un, ca un pod pe care l-am pierdut, trebuia să-l păzim, l-am pierdut și de acolo, inamicul pe acolo poate desfășura forțe, de acolo poate lansa atacuri care n-ar fi putut fi lansate dacă am fi păzit bine acel capăt de pod. Așa este, uh, stimate domnule profesor. Uh, în seara aceasta am, am, am putut discuta doar despre două mari uh, provocări pe care avem uh, uh, în, în lumea noastră contemporană, și bineînțeles am definit ceea ce înseamnă uh, idol, idolatrie și încredere uh, în chinare. Uh, discuția se poate extinde și chiar cred că este recomandat să, uh, să avem o altă emisiune uh, pe alte câteva provocări pe care uh, le-am pregătit aici în lista mea. În seara aceasta eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ați explicat foarte, foarte bine și cred că uh, cei care ne-au urmărit ne-au înțeles, pentru că până la urmă lumele este atât de finuță linia aceasta care ne desparte de închinarea reală către Dumnezeu și închinarea către orice altceva, astfel încât ei să fim precauți. Și cred că chemarea la atenție, la precauție, la a-L căuta pe Dumnezeu cu toate resursele noastre, cred că este... Uh, 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 dacă aveți un gând, un verset de uh, încheiere uh, uh, la emisiune, o concluzie pe care o putem trage, uh, vă rog. Da, sigur, am vorbit foarte mult despre uh, derapajele către idolatrie, cât de înfiorătoare este idolatria, care ar fi soluția la toate aceste probleme pe care le-am le identificat, cum să ne ținem departe de idolatrie... Um, Soluția este foarte veche, foarte cunoscută, dar trebuie să ne fie mereu și mereu amintită, pentru că revin la, la gândirea luminată de, de Duhul Sfânt a scritorului C.S. Lewis, Spunea el: mereu și mereu se dă o bătălie în ființele noastre între rațiunea noastră, călăuzită de Duhul Sfânt, și emoțiile noastre, care tind să ne îndepărteze de îndemnul rațiunii. De aceea mereu și mereu trebuie să ni se aducă aminte aceleași precepte, aceleași um, principii dumnezeiești și eu aș stărui asupra comuniunii dedicării unui timp um, cât mai generos comuniunii noastre cu Dumnezeu. Perseverența. Atunci când, când scritorii noului testament spun stăruiți în rugăciune nu se referă la intensitatea rugăciunii. De foarte multe ori confundăm stăruința cu intensitate. Se pare că, eu știu, o tonalitate mai înaltă sau, eu știu, poate și lacrimile, deși e foarte indicat să plângem atunci când e de plâns înaintea lui Dumnezeu, dar stăruința nu în asta constă. Stăruința constă în consecvența cu care, perseverența noastră. Perseverența cu care ne rugăm. Să nu avem, eu știu, răstimpuri în care ne rugăm, stăm în părtășie cu Dumnezeu mai mult, după care există o perioadă de răcire, cap mas mai ocupat la serviciu sau constanța aceasta. Duceți aminte, Domnul Hristos conform cu Luca 18 de acolo pilda judecătorului nedrept și spunea, Iisus le-a mai dat o altă pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Cercetătorii presupun că Luca scria într-o perioadă în care biserica începea să fie deznădăljuită din cauza întârzierii revenirii Domnului Hristos. Și unii începeau să-și piardă interesul pentru preocupările spirituale. Spuneau, cine știe cât mai durează până vine Domnul? Poate, poate nu mai vine sau... Și atunci, Luca face acest comentariu. Iisus le-a mai spus o pildă ucenicilor săi ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. În viața credinciosului nu trebuie să existe perioade în care ne lăsăm, sau zicem noi mai colocvial, o lăsăm mai moale cu părtășia cu Dumnezeu. Nu. Părtășia noastră, comuniunea cu Dumnezeu, timpul, îi aud pe mulți, pe mulți corporatiști, apropo de corporatiști, știi cât de agitat sunt eu dimineața când trebuie să plec, să ajung la timp. Nu există scuză pentru a nu petrece. Timp cu Domnul, fie la începutul, fie la sfârșitul zilei. Eu tin să cred că la începutul zilei suntem un pic mai proaspeți, dar sunt uh, persoane care se simt mai în largul lor uh, in, uh, uh, la sfârșitul zilei. Dar cred că orice credincios, oricât ar fi de ocupat la locul de muncă, trebuie să aibă un timp generos și constant de părtășie cu Domnul. Și asta ne va ține departe de idolatrie. Amin, slavă Domnului, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în seara aceasta. Și eu vă mulțumesc. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în fața micilor ocane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!